Accident urmat de un incendiu puternic la Pitești, o mașină scăpată de sub control a lovit un alt autoturism, apoi a ricoșat în parterul unui bloc și a luat foc. Pasagerii au ieșit singuri și au refuzat internarea. Pompierii au evacuat locatarii și au izolat zona pentru că incendiul era periculos de aproape, pentru că era periculos de aproape de conducta de gaze a imobilului. 150 la oră și a intrat în mine. Mai mult de atât ce să zic. Nu am mai văzut nimic, că eu am scos mașina de acolo. Accidentul s-a produs în centrul orașului Pitești. Un autoturism în care se aflau două persoane a intrat în plin într-un altul, iar în urma impactului a fost proiectat pe trotuar într-un bloc. Mașina a fost imediat cuprinsă de flăcări, iar cei doi ocupanți au reușit să iasă în ultimul moment. Așa cumva să virați sau vă... Nu, a intrat direct, au depășit, au pierdut controlul. A intrat cu dumneavoastră pe contrasens? Da, eu stăteam să fac stânga, să virez stânga și au venit, au depășit, am înțeles cu viteză mare o mașină. Când a dat să-mi cadrez înapoi, au intrat de mine, s-au lovit și au intrat în stâlp. S-au deviat în stâlp. Nici n-am apucat să văd. A fost ca una lucră. Mai mulți locatari din blocul lângă care au luat foc mașina au fost evacuați de pompieri. În spate de aici nu s-a văzut. S-au auzit un șoc așa. Ați ieșit prin spatele blocului? Da. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale cu apă și spumă pentru stingere. În apropierea mașinii în flăcări se afla conducta de alimentare cu gaze a imobilului. Zona a fost închisă până la stingerea incendiului. O mașină ardea în urma unui accident rutier. Există pericolul ca incendiul să se propage și la blocul de locuințe din imediata vecinătate a evenimentului. S-a procedat la evacuarea locatarilor din bloc pentru mai multă siguranță. Incendiul a fost lichidat. Cei doi bărbați din mașina distrusă de flăcări au suferit răni ușoare și au refuzat să fie transportați la spital. Polițiștii continuă cercetările în acest caz.